la bun la vânzare. Așezăm. Da? Abia ți-a ajuns? Să vreți. Da. Nu, nu prea ne-a lăsat pe vreme. Un pic azi te mai deranjează, dar de mâine nu prea l-a ajuns. Vânzare bună să aveți. Viață lungă și frumoasă. Mulțumim asemenea. Și să fiți buni cu oameni. Roman întotdeauna. Foarte bine, am înțeles. Ce faceți? De unde? Am ieșit și eu din Israel. Am ieșit și eu. Asta, adică pe ei ne-am invitat. Am deci azi e vremea un pic mai rea, după aia de mâine încolo. Eu mai bine, da? Ăsta-ți bărbătești, nu? Da. Bine, o zare bună să facem. Mulțumesc. Să facem parcele bune. Știi că azi e vremea mai rea, dar nu este. Trece. Nu ați bine întotdeauna să mai întotdeauna. Da, într-o părere. Părere bună să vă dăm. 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 Venim împreună săptămâna viitoare ca să... Vă aștept cu drag. Ne apăzionăm. Da, vă aștept cu drag. Mulțumim, sănătate. Sănătate. La vânzare, doamne. Cum apreciați organizarea din acest an a Târgului de Paște? Da, este o organizare bună. Este prima dată după mulți ani când organizăm noi din nou acest eveniment. A fost un deziderat al meu de a ne implica personal la nivelul primăriei în desfășurarea acestui târg de Paște. În acest scop avem 13 căsuțe amenajate, 10 cumpărate, 3 confecționate de către noi, plus încă 8 corturi ale noastre. Am dorit să dăm o notă unitară întregii zone și să nu mai fie acel amestec de culoare în ceea ce privește dotările pe care le aveau comercianții. Din păcate, astăzi vremea nu este tocmai potrivită, dar începând de mâine, cu siguranță am urmărit prognoza meteo și altele vor fi condițiile, astfel încât să putem avea un comerț civilizat, romașcanii să poată să aibă o multitudine de produse de cumpărat, o gamă cât mai variată, avem, iată, de la produse alimentare cu produse tradiționale, produse de artizanat, ceramică, îmbrăcăminte și așa mai departe. Zic eu, o gamă foarte largă care să satisfacă nevoile romașcanilor. Este și un câștig din punct de vedere financiar. Noi apreciem ca prin alte târguri pe care le vom mai organiza în acest an să amortizăm întreaga investiție pe care am făcut-o în aceste căsuțe, astfel încât chiar de la sfârșitul anului sau de la începutul anului viitor să putem să vorbim despre chiar a genera profit din această activitate. Veți păstra același standard de calitate la oricine va veni să solicite organizarea unor manifestări? Cu siguranță, însă, așa cum v-am spus și mai devreme, mi-aș dori ca cele mai multe din astfel de târguri să fie organizate de către noi, prin direcțiile primăriei, astfel încât banii să rămână la Roman. Cu siguranță vor fi și o serie de târguri și manifestări care nu pot fi organizate și aceste lucruri le vom realiza cel mai probabil în colaborare cu Camera de Comerț și Industria Județului Neamț. Vorbeați mai devreme de nevoile romașcanilor și știu sigur că oamenilor se întrebe nevoile mai exact unde se vor rezolva. Da, avem aici în zonă pentru acest târg deschis inclusiv după amiaza toaleta de lângă, din spatele judecătoriei, care este o toaletă curată. Nu, am dorit să nu mai montăm acele toalete ecologice care nu sunt nici aspectoase și nu știu cât sunt și funcționale. De aceea am pus la dispoziție acea toaletă din spatele judecătoriei. Cât plătesc comercianții pentru acest lucru și cât timp este mai amortizarea?
Da, așa cum am stabilit și la o hotărâre de Consiliu Local, pentru fiecare căsuță se percepe un cost de 800 de lei, pentru un cort 500 de lei. Deja pentru acest târg am încasat 15.450 de lei, mai avem disponibile de închiriat și urmează să ajungă comercianți pentru încă două căsuțe și două corturi, plus mai sunt doi comercianți care vor veni cu corturile proprii și vor plăti de asemenea 500 de lei. Deci una peste alta, eu zic că în trei târguri deja putem vorbi despre profit din această activitate. Următoarea manifestare, zilele municipiului, ne puteți dezvălui câteva planuri de organizare și manifestări importante din cadrul... În acest moment suntem în stadiu de creionare a activităților, însă vă asigur că vom avea parte de o serie de surprize foarte frumoase. Ați răspuns exact la cum așteptam. Pentru parc, pentru zona de lac, ați luat o decizie când e deschiderea oficială? Da, îmi propusesem să vă anunț luni la conferința de presă. Sâmbătă, 15 aprilie, va fi deschiderea lacului și plimbările cu barca și hidrobicicleta și ulterior pe data de 28 aprilie deschiderea oficială a întregului parc, acolo când vom inaugura și locul nou de joacă. Așa cum v-am spus, în spatele Muzeului de Științe Naturale lucrăm în acest moment la crearea unui nou loc de joacă modern și cu suprafață de protecție pentru copii și în, lângă terenul de fotbal, amenajarea unui spațiu de fitness în aer liber. Cum vă descurcați? Foarte bine. Este prima zi de ne-am deschis. Vedem dacă am încolo. Ah, așa, așa. Și cu frigul cum vântăm? Trebuie să rezistăm. Suntem obișnuiți. Da. Aici normal? Da. Nu mai am fost. Ați văzut ce am dat cu tine? Da. Foarte bine. Ați fost clienți? Sunt destul. Aici romanul este chiar nemaipomenit, este foarte bun. Nu,